stimați telespectatori, îmi face plăcere să l-am în studio astăzi, în studio Atlas TV, pe domnul ministru Ion Ștefan, actual deputat de Vrancea. Bună seara, domnule ministru, bine ați revenit la noi. Să rămână, bună seara, mă bucur să pot fi prezent în emisiunea dumneavoastră, să putem comunica cu cetățenii din județul Vrancea, ceea ce am realizat în ultimul timp și ce ne dorim să realizăm pentru județul Vrancea. Ceea ce ați realizat și ceea ce nu ați realizat, și văd că sunt foarte multe discuții, sunt foarte multe probleme, apar mereu conflicte. De ce se întâmplă lucrul ăsta, domnule ministru? Eu aș putea să le spun că Partidul Național Liberal a fost prezent în alegerile locale, dacă vorbim despre conflictele din municipiul Focșani, din Consiliul Local din ultima perioadă, a fost prezent în alegeri, a primit încrederea cetățenilor din orașul Focșani și Partidul Național Liberal are astăzi 10 consilieri locali. Consiliul Local este format din 21 de consilieri, 10 ai PNL-ului, 8 ai PSD-ului și sau 9 ai PSD-ului și 2 de la USR Plus. Consiliul Local funcționează pe baza unei majorități. După cum bine știți dumneavoastră și cred că și cetățenii din orașul Focșani, în Consiliul Local Focșani s-a constituit o majoritate. PNL, USR Plus. Această majoritate are ca și obligație față de cetățenii din orașul Focșani să aprobe, să inițieze, să genereze hotărâri de Consiliu Local și idei de dezvoltare și de funcționare a primăriei municipiului Focșani. Consiliul Local este cel care hotărăște ce este bine și ce este mai puțin bine pentru Focșani. Dacă facem o analogie cu ce se întâmplă în Guvernul României și Parlamentul României, vedem că guvernul inițiază un proiect de lege sau are o ordonanță de urgență și merge în Parlament. Îți susține în Parlament ideea, dorința de a transforma această ordonanță de urgență sau proiect de lege într-o lege aprobată în Parlament. Așa suntem și în Consiliul Local. În Consiliul Local, atât consilierii locali, cât și primarul municipiului au drept de inițiativă legislativă sau inițiativă de hotărâre de Consiliul Local. Ce înseamnă lucrul ăsta? Dacă inițiezi tu, primar, un proiect de hotărâre de Consiliul Local, este bine să te duci să susții această inițiativă. Sau cel mai frumos ar fi să te consulți cu cei care urmează să-ți aprobe intenția, voința, dorința de modificare, de schimbare a unei proceduri, a unui act, a unei hotărâri de Consiliul Local. Toate aceste lucruri ar trebui să se întâmple așa cum am demonstrat cu câteva zile mai în urmă, câteva săptămâni în urmă, că este posibil. Dar e nevoie de discuții, de negocieri, de analize. Nu se poate face aceste lucruri cu pumnul în masă sau cu pumnul în gură. Este foarte adevărat, dar ce părere aveți că astăzi au ieșit niște oameni în stradă pentru că se pare că o să rămână fără serviciu? Deci, în urma votării sau nevotării unor proiecte. Deci, dumneavoastră știți foarte bine că nu va rămâne nimeni fără serviciu. Este doar o presiune tip Ion Iliescu și Ion Iliescu a adus mineri în stradă în anii 90 și nu i-a prins bine deloc. Același lucru a făcut sau fac și cei de astăzi, cei care coordonează de 20 de ani administrația locală. Deci această direcție despre care vorbiți dumneavoastră, direcția de dezvoltare, este direcția de dezvoltare care administrează patrimoniul municipiului Focșani. Adică sunt cei care semnează lucrările pentru înfrumusețarea orașului. Mă refer aici la pavajul din orașul Focșani, care a fost repetat în Piața Unirii, repetat, schimbat. Această direcție
semnează lucrările și face achizițiile. Tot această direcție este cea care achiziționează coșurile de gunoi, care știți dumneavoastră foarte bine, acum câțiva ani de zile a fost o întreagă dezbatere. S-au achiziționat aceleași coșuri de gunoi, odată la 2 milioane, cele originale, altă dată la câteva luni, cele fake-uri la 4 milioane și ceva, același coș de gunoi, similar. De unde știți lucrul ăsta? Nu, dar e public, nu de unde știu, e public. Aș vrea să înțelegeți că dorința consilierilor locali PNL și USR Plus este de a face lumină în ceea ce se întâmplă cu banii din banii Consiliului Local. Sunt banii cetățenilor din orașul Focșani. După cum bine știți dumneavoastră, când am ajuns la Ministerul Dezvoltării, am spus că vom plăti toate lucrările, nu vom închide niciun șantier și așa s-a întâmplat. Nu am închis niciun șantier, dar vom verifica lucrările și calitatea lucrărilor. Și a fost un zumzet așa de câteva luni, după care toată lumea s-a odihnit, s-a așezat, s-a apucat de treabă, calitatea lucrărilor a crescut, nu a rămas nicio lucrare de izbelește, toate lucrările au fost realizate și plătite, dar cu o calitate ridicată. Adică contractele semnate au fost chiar realizate așa în integralitate. Dacă erau mulți atunci, la început, nemulțumiți. Noi ne dorim astăzi ca mizeria din spatele acestei direcții să o scoatem la lumină, să facem curățenie. Nu doar curățenie stradală măturat, trebuie să măturăm și în interiorul acestei direcții. S-au cheltuit mult prea mulți bani în ultimii ani prin această direcție, fără ca noi cetățenii din orașul Focșani să avem niște beneficii majore pentru taxele și impozitele pe care le plătim. S-au adunat prea mulți oameni din aceeași familie în primăria municipiului Focșani. Noi cetățenii din oraș... Prea mulți oameni din aceeași familie, la Doamne, ce vă referiți? Aș vrea să înțelegeți că noi... Mi-ați făcut o afirmație. Sigur că da. Astăzi, dis de dimineață, așa cum știți și dumneavoastră, au fost câțiva angajați de la Direcția de Dezvoltare în fața primăriei, e dreptul lor și mi se pare corect, iar ei au avut un reprezentant, un domn Nistoroiu. Vă spune ceva numele ăsta? Nistoroiu, nu, fratele vostrui viceprimar, care este angajat la această direcție, a cărui soție este și angajată la o societate tot la primărie. Tot la primărie este angajat și soția vicelui consilier local Nistoroiu. Deci tot din familia Nistoroiu. Tot la primărie mai este angajată și cumnata consilierului local. Deci una peste alta, noi cetățenii din oraș Focșani suntem sclavi acestor familii. Dar dacă ei sunt competenți și sunt puși acolo, Doamne, pentru competența, Doamne, pe care o au, care sunt, e problema? Sunt de acord cu lucrul ăsta, că oamenii sunt competenți. Pot fi și cei enumerați de mine. Nu am nicio problemă nici cu familia Nistoroiu, nici cu familia X, nici cu familia Y. Eu am o problemă doar cu cheltuirea banului public. Vreau ca cetățenii orașului Focșani să beneficieze de taxele și impozitele pe care le plătesc. Adică, cu alte cuvinte, lucrările din orașul Focșani și din ce se derulează prin această direcție să se deruleze la adevărata lor valoare și cu mai multă corectitudine. Unde aveți dumneavoastră dovezi clare că nu s-au derulat la adevărata lor valoare? Deci, mergem mai departe. Așa cum spuneți dumneavoastră, eu nu sunt nici procuror, nici polițist, nici anchetator. Eu sunt un politician din orașul Focșani, astăzi deputat de Vrancea, care am datoria să semnalez toate derapajele ce pot apare în aceste instituții. Da, le semnalați pe bază de dovezi, domnule deputat. Deci, aceste lucruri care vi le-am spus, că administrația locală, bugetul municipiului Focșani este conectat la câteva familii, este o realitate. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți că cetățenii orașului Focșani nu-și doresc ghivece de flori la un anumit preț. Cetățenii orașului Focșani nu-și doresc care alegorice prin sau căruțele care au fost în Piața Unirii la prețuri exorbitante aduse după undeva după în Moldova noastră, la Piatra Neamț. Deci trebuie să facem curat. Dacă există o supărare în a discuta și a arăta, a transparentiza tot ce se întâmplă cu banul public, atunci este o mare problemă. Aș vrea să vă spun că doamna viceprimar
Ana Maria Dimitriu, i-a cerut aseară domnului director de la dezvoltare, i-a cerut o parte din documente, statutul, regulamentul. Da, doamna răspunde de acest sector? Doamna este cetățeană a orașului Focșani și dat fiind temporar este și viceprimar al orașului Focșani și în calitatea de viceprimar și de consilier local și de membru PNL și de ce vreți dumneavoastră, considerând că și auzim de la alți cetățeni că sunt oarece probleme la Direcția de Dezvoltare, a găsit de cuvință să ceară directorului, că doar directorul este plătit din bani publice, face un serviciu public, nu face un serviciu pentru el acasă. Și atunci, sau poate să mai întâmplă și lucrurile astea, o să vedem despre ce este vorba. Mergem mai departe cu discuția și a cerut documente și răspunsul a fost că sunt mult prea vechi și nu le pot găsi așa repede, să mai aștepte câteva zile pentru a primi aceste documente. A revenit în dimineața aceasta cu același telefon, răspunsul a fost tot de aceea natură, că nu sunt gata. E ca și cum la dumneavoastră, la companie, la Atlas TV, ar veni garda financiară sau poliția economică sau un organ de control, ITM-ul, cine vreți dumneavoastră, și ar cere domnul Marte, și ar cere domnul Marte, dați-mi domnule și mie statutul societății și contractul societății. Și domnul Marte spune, domnule, dar e vechi, societatea mea e de 20 de ani. Ma ta vrei statutul societății acum? De unde să-ți dai? Aia sunt gardă financiară, poliție. Așa. Ana Maria nu este gardă financiară și poliție nu. Și... Aș vrea... Nu, Ana... Adică are... Nu, ca să e corect ceea ce spuneți dumneavoastră. Păi da, adică are dreptul să ceară așa Direcția ceva? Direcția de Dezvoltare, tocmai că are dreptul. Direcția de Dezvoltare, împreună cu primarul, au inițiat un proiect de hotărâre de Consiliu Local. Da, știu asta. Și pentru a putea pune în practică acest proiect, are nevoie și de acceptul consilierilor locali, de votul consilierilor locali, de actualei majorități. Deci majoritatea actuală, care îți încredințează bunurile din oraș Focșani, unei direcții sau unei societăți, sau cum vreți dumneavoastră, cum considerați că este mai bine, trebuie să cunoască toate datele, probleme. Iar dacă ai venit la mine și crezi că eu trebuie să votez, eu trebuie să te susțin, eu trebuie să fiu de acord, cred că și dumneavoastră trebuie să fiți de acord să-mi răspundeți la toate întrebările și la toate solicitările. Că mi se pare, așa mi se pare corect. Știți ce mă miră, domnule? Unde este supărarea dacă eu pe dumneavoastră vă întreb de, domnule, ce ai făcut aici, cât ai lucrat aici, unde ai făcut asta, ce documente ai aici, nu trebuie să cooperăm, nu trebuie să discutăm, nu trebuie să analizăm, nu e nevoie de așa ceva. Eu am remarcat că noi am dat și noi cred că suntem corecți, noi dăm conferințele de presă, noi dăm ședințele de Consiliu Județean, de Consiliu Local și la ultima ședință de Consiliu Local, chiar am remarcat, până la un punct totul a mers foarte bine. Când a venit vorba de dezvoltare, a început scandalul. Și mi-a părut foarte rău, să știți. Doamnă. Că lumea așteaptă să lucrați împreună, cu indiferent de culoare politică, m-am plictisit de culorile astea politice, oamenii trebuie să lucreze pentru Focșani, pentru Brânceni, pentru noi și așa mai departe. Deci, ceea ce spuneți dumneavoastră e mai mult decât corect. Că până la proiectul cu pricina, lucrurile au mers foarte bine. Au mers corect, s-a votat, discutate, negociate și așa mai departe. Da. Bun. A apărut în discuție, au apărut câteva proiecte. A apărut proiectul cu privire la majorarea taxei de salubrizare. Deci, guvernul liberal, atât Ludovic Orban, cât și Florin Câțu, s-a angajat că nu vor majora taxele. Noi, consilierii Partidului Național Liberal din municipiul Focșani, nu vor accepta să se majoreze aceste taxe. Dar cine a propus această... Inițiatorul acestui proiect de hotărâre este primarul Cristi Valentin Misăilă, primarul municipiului Focșani. Deci, dacă îți dorești să majorezi taxele în orașul Focșani, nu le poți face cu această majoritate constituită în jurul Partidului Național Liberal. Deci, Partidul Național Liberal nu va majora nicio taxă în municipiul Focșani atât timp cât va genera această majoritate. Ca să ne fie clară situația. Deci, Partidul Național Liberal cât va putea genera majoritatea din Consiliul Local Focșani nu va majora nici o taxă. Este o hotărâre politică de care trebuie să ne ținem de cuvânt și o ducem la bun sfârșit.
putem să generăm reorganizare, putem să ne reașezăm, să regândim, să investim, să dezvoltăm, să modificăm, să upgradăm. Putem să facem multe lucruri, dar nu să ne îndreptăm împotriva cetățenilor cu noi taxe sau să dimensionăm din alte taxe, mai mari, mai mari și din ce în ce mai mari. Da, iar în timp ce noi ne, nu noi, ei, ei, de 20 de ani adună aceste taxe, mari, mici, cum au fost și cum urmează să fie, și au administrat acești bani așa cum au crezut, astăzi nu se mai poate cu această majoritate în Consiliul Local să majorăm taxe. Dar să știți că în 4 ani de zile nu s-au majorat, în ultimii 4 ani de zile nu s-au majorat deloc nici taxele, da, nici impozitele. Toate au fost la același, da, la aceeași valoare. Deci dumneavoastră vă aduceți foarte bine aminte că a fost un întreg scandal cu taxa de salubrizare, iar astăzi că Partidul Național Liberal generează această majoritate în Consiliul Local, este din ce în ce mai atent și din ce în ce mai preocupat de tot ceea ce se întâmplă în Consiliul Local și în Primăria Municipiului Focșani. Eu o rog pe domnul primar pe această cale să găsească căi de comunicare, căi de discuții, căi de analiză și să conlucreze cu majoritatea actuală. Deci, a trecut vremea când primarul spunea ceva, iar majoritatea din același partid să încolona și ridica mână. Nu, astăzi, și cred că este benefic pentru cetățenii din orașul Focșani și pentru orașul Focșani, ca această dezbatere și această discuție. În urma acestor dezbatere, în urma acestor discuții, focșănenii nu au de pierdut, au doar de câștigat. Dacă n-ar fi fost nevoie de dezbatere, de discuții, am desființat și Parlamentul, și Consiliul Local, și Consiliul Județean, și atunci am așezat primar, președintele Consiliului Județean, președintele României și prim-ministru. Și nu mai avem nevoie de aceste foruri de conducere, de dezbatere, de analiză și de negociere în ultimul E adevărat ce spuneți, domnule ministru, dar vedeți că totuși lumea a început să fie foarte nemulțumită, pentru că prin Parlament, pentru că domnul Câțu personal a ieșit în fața publicului și a spus, se vorbește de o diminuare a salariilor cu 20%, voucherele alea de vacanță de care lumea era foarte mulțumită, am cunoscut oameni care au văzut prima dată Marea Neagră datorită acestor vouchere, nu mai sunt, și așa mai departe, vedeți? Deci, sunt niște dezechilibre care încep să enerveze pe oameni. Da. Deci dumneavoastră ați vorbit despre, se aude, se spune. Da, voucherele e clar, s-au desființat. Asta s-au desființat nici voucherele, deci nu s-au diminuat salariile, nu s-au scăzut salariile, deci guvernul liberal nu a făcut așa ceva nici în această perioadă de pandemie. Noi nu am diminuat salariile. Deci cine susține așa ceva este o dezinformare. Vedeți și noastră pe la televizoarele de sus. Da, asta nu înseamnă că dacă nu înseamnă în situația în care un adversar politic rostogolește în mass media o anumită informație, ea e și adevărată. Oamenii știu foarte bine atunci când merg la bancomat și introduc cardul, văd că nu s-a diminuat. Dar dat fiind că ceilalți nu știu, că mai sunt 80% din cetățeni care nu sunt informați, nu toți au card să meargă la bancomat să primească bani de la bugetul statului, când aud lucrul ăsta, rămân cu percepția asta. Vorbește și poate o să rămână ceva, că a tăiat, că nu a tăiat nimeni niciun salariu și n-a diminuat nimeni nimic. Și cu privire la voucherele de vacanță, știți foarte bine că eu sunt inițiatorul unui proiect de lege prin care susțin că aceste vouchere... Angajații, vorbim despre angajați. Despre angajați, să poată primi și angajații din sectorul privat. Privatizați sunt alții. Vorbim despre aia care au vândut MOPAF-ul. Aia sunt privatizați. De la MOPAF, unde n-a mai rămas nimic. Noi vorbim despre mediul privat. Mediul privat, angajații din mediul privat. O știți foarte bine că am o inițiativă legislativă și am muncit pentru ea și deocamdată nu-i blocată total.
o inițiativă legislativă prin care angajații din mediul privat să poată beneficia și ei de aceste vouchere de vacanță, fără o cheltuială suplimentară pentru angajatori. Da. Deci, toate lucrurile astea le-am susținut și vrem un tratament egal. Așa cum spuneți dumneavoastră că sunt angajați din mediul public care n-au fost în viața lor la mare, eu vă spun că proporția este mult mai mare în mediul privat de angajați care nu au participat la mare. Și se poate să se ajungă la asemenea idee, că e foarte bine dacă s-ar întâmpla așa, să aibă și angajații. Nimic nu se întâmplă, nimic nu se întâmplă peste noapte, este nevoie de perseverență, de dăruire, de implicare și de susținere. Deci nu că ai spus o vorbă și gata, cineva fuge repede, hai că a spus Ștefan o vorbă sau a spus Valentin o vorbă. Nu. Trebuie dezbatere, discuție, implicare și pe parcursul timpului trebuie să găsești momentul potrivit ca ideea ta să se transforme într-adevăr într-o soluție. Nu toate soluțiile bune, de multe ori soluțiile bune, rămân în așteptare. Trebuie să găsești momentul oportun pentru a transforma o idee într-o soluție perfectă. Este foarte adevărat și trebuie să spunem lucrurilor pe nume, că mie așa îmi place, că trăim într-o perioadă groaznică. Nu se poate vorbi acum ca patronii de firme să dea vouchere de vacanță când se închid în fiecare zi, nu știu câte, am văzut că se închid pentru că nu mai funcționează, afacerile nu mai funcționează. E o perioadă de dezechilibru îngrozitoare, o simțiți și dumneavoastră probabil, o simțim cu toții, dar eu vorbesc la poate o să treacă toată nenorocirea asta și să ne reașezăm pe niște scaune sigure. Această pandemie va lua mai devreme sau mai sfârșit, va lua sfârșit. A doua zi după finale, după ce se va încheia cu pandemia, va fi mult mai complicat. Noi trebuie să pregătim astăzi economia și mediul antreprenorial să susținem. Prin ceea ce am făcut în ultimul an și jumătate, chiar am susținut mediul antreprenorial. Chiar multe societăți comerciale au rămas în viață ca urmare a faptului că au fost sprijinite în demersurile realizate pentru a supraviețui acestei perioade de pandemie. Nu este ușor pentru nimeni. Noi, Partidul Național Liberal, am găsit de cuvință că susținerea acestor societăți comerciale, acestor companii în România, o putem face foarte, foarte, foarte bine prin investiții, mărind volumul investițiilor în România. Cu cât avem mai multe investiții în România, cu atât o să mediul antreprenorial o să-și găsească soluții pentru business-urile derulate. Angajați își vor găsi locuri de muncă dacă vor fi investiții. Toate investițiile vor genera locuri de muncă. Nu se pot face investiții fără oamenii. Avem nevoie de oameni pentru a realiza investiții. Alocând mai mulți bani pentru investiții, vom avea locuri de muncă create. Știți foarte bine că sunt un luptător pentru și un om implicat când vorbim despre investiții. Vreau să vă anunț că în această săptămână a fost aprobat în CTE-ul Ministerului Transportului studiul de fezabilitate pentru autostrada A7, pe tronsonul de la Ploiești la Buzău. Deci, până la sfârșitul lunii aprilie, cred că o să avem și hotărâre de guvern pentru și aprobare. Și când o să se înceapă lucrarea în sine? Că așa de aprobări de astea de... Doamnă, până ajungem la lucrare, multe lucruri s-au împotmolit. Aici s-au împotmolit. Dați dumneavoastră în urmă să vedeți și lucrările după tronsonul de la Ploiești la Brașov. S-au împotmolit în documentație, doamnă. Nu se poate face nimic ca să se termine cu documentațiile astea și cu... Deci, doamnă... Nu credeți că avem o birocrație îngrozitoare în România, domnule deputat, domnule ministru? Deci dacă ne propunem să schimbăm birocrația astăzi și să uităm de investiții, nu ajungem la nimic. Trebuie să lucrăm concomitent și la debirocratizare și să lucrăm și la transparentizare și efectiv să mergem concomitent cu toate lucrurile și să realizăm aceste investiții. Realizând aceste investiții și așa cum spuneați dumneavoastră că e multă birocrație, într-adevăr, confirm acest lucru. Dar ce să facem? Să oprim investițiile? Să așteptăm să debirocratizăm? Trebuie să insistăm în continuare, să forțăm, să presăm, să realizăm aceste investiții și vom realiza aceste investiții.
în județul Vrancea. Și în România. Să știți că aceste investiții vor fi duse la bun sfârșit. Poate aveți un semn de întrebare și cu privire la cazinoul din Constanța. El se va finaliza conform contractului. La 2-3 săptămâni stau de vorbă cu antreprenorul, discut despre evoluția lucrărilor, să știți că se va finaliza așa cum am bătut palma. Deci, ce să vă spun acum, eu cred că există multă neîncredere. După 30 de ani, când s-a vorbit despre autostradă și nu s-a realizat, acum este foarte greu oamenilor să înțeleagă că în 2024 vor circula pe autostradă de la Focșani la Ploiești. E de neacceptat. Eu înțeleg lucrul ăsta. Dar să știți că așa se va întâmpla. În 2024, de la Focșani la București, se va circula pe autostradă. Deci în luna mai va fi scos la licitație execuția proiectului de autostradă de la Ploiești până la Buzău. Până la sfârșitul lunii septembrie va fi scos la licitație tronsonul de la Buzău până la Focșani. Deci în primăvara anului următor, când cel mai probabil vom avea utilaje, buldozere, mașini care vor lucra pe aceste tronsoane de autostrăzi. Mă scuzați, vă rog frumos că vă întrerup. Pe unde o să treacă autostrada? Foarte multă lume m-a întrebat și nu știu să știu, că nu lucrez la dezvoltare. Pe unde s-a făcut un plan, pe unde ar putea să știe milimetric pe unde trece autostrada. Este public, am postat-o de mai multe ori și pe pagina mea de Facebook și în media locală. Deci, ea vine, dacă vorbim de la București către Pașcani. Da. De la Buzău vine în partea dreaptă a drumului E85, da. Undeva în localitatea Sihlea, da. Există un nod de descărcare, adică unde putem intra și ne urca pe autostradă, legătură cu E85, după care urmează, aproape de Focșani, trece printre Slobozia și Gologanu. Da. Da. Se apropie de Focșani, trece între Mândrești și Suraia, între Mândrești și Răstoaca, pe drumul DN23 va fi inelul de încărcare și descărcare, adică după ce ieșim din localitatea Mândrești, la 100 de metri de localitate, acolo va fi inelul de descărcare și încărcare autostrăzi, legătura Focșanului cu autostrada și drumul care duce la Brăstoaca, duce la Brăila, urmând să facă o curbă și pe la Crângul Petreș până în intersecție unde se face dreapta către Vânători, pe acolo trece autostrada, urmând ca în partea stângă a drumului ce leagă Petreștiu, e un alt nod de încărcare și descărcare, iar din acel punct se merge cu autostrada, cu centura de nord a orașului Focșani. Deci, odată cu realizarea autostrăzii, se realizează și centura de nord a orașului Focșani. Este partea proiectului autostrăzii, deci nu vorbim de altă licitație, nu vorbim de alți bani, nu vorbim de consiliul local, nu vorbim de bani ai cetățenilor din orașul Focșani. Această centură de nord a orașului Focșani, deci leagă acest punct de încărcare, descărcare al autostrăzii de la Vânători și trece E85, trece linia ferată și ajunge tocmai la pasarela de lângă canalul canalul Sirebărăgan. Drumul spre Bolotești. Deci drumul spre Bolotești va fi conectat prin centura de nord la autostrada, centura de nord a orașului Focșani, la autostrada A7. Foarte mulți oameni cu care vorbesc îmi spun, haide, doamne, lăsați-mă cu autostrada, nu se facă niciodată. Oamenii nu mai cred. Da, vedeți? Doamne. Ați și dumneavoastră. Deci eu am discuții cu oamenii pe subiectul ăsta, dar aș vrea să înțelegeți că așa cum nu ne-ați crezut că se realizează cea mai mare stațiune balneară din Moldova, se va realiza la Vizante-Alivezi și au început ceva lucrări. Deci la Vizante-Alivezi, săptămâna asta s-a adjudecat licitația, a fost desemnat câștigătorul licitației. Cine a câștigat? Nu știu, au fost mai multe firme, vreo 11 firme. Erau la Arab acum vreo 2 ani de zile, Nu amestecați zvonurile. Nu este niciun Arab, este realizat de Compania Națională de Investiții cu sprijinul primăriei Vizante-Alivezi. Primăria a pus terenul la dispoziție, Compania Națională de Investiții realizează investiția,
o duce la bun sfârșit, are termen de execuție 27 de luni, cam așa ceva. Deci, în... de ani, când ați 27. Eu vă rog eu frumos, ce, când vorbim despre investiții, să nu mai luați în derâdere ceea ce spun. Că vorbesc în cunoștință de cauză. Atunci când am vorbit despre stațiunea balneară, puțini oameni au crezut că o să realizeze. Uitați că a trecut timpul, a trecut studiul de fezabilitate, proiectul tehnic, s-a realizat și proiectul tehnic. De o firmă de aici, din Focșani, n-am realizat-o eu, n-am, da? Așa, ei au câștigat licitația, ei au realizat proiectul tehnic. Da. Acum, nu știu ce firmă a câștigat execuția. Mai sunt 2-3 zile, perioada de contestație, dacă o să treacă și fără contestație, asta înseamnă că maxim o lună de zile se semnează contractul de execuție a lucrărilor. Asta înseamnă că în 2 ani și jumătate această stațiune va fi finalizată. Nu avem motiv. Nu avem motiv să credem că nu va fi finalizată. Compania Națională de Investiții, Guvernul Liberal, a alocat 3,4 miliarde de euro în acest an pentru proiecte noi, pentru contracte noi. Deci, unul dintre aceste contracte va fi și stațiunea balneară Vizanta-Livezi. Același lucru am discutat cu domnul director Noana. Domnul director Noana, acum câteva zile, a avut tărie, ca să spun așa, să recunoască că eu am crezut mai mult în proiectul de la Liceul Unirea decât dânsul. Și dânsul era sceptic. Când era sceptic, totul s-a întâmplat de la o vizită la Liceul Unirea, unde mi-a explicat, mi-a arătat care este situația. Era un dezastru în spate acolo, unde au fost vechile ateliere și așa mai departe. Era un roian. Deci în final au reușit să facă curat acolo și am stabilit că ar fi ceva important după atâția ani ca Liceul Unire să realizeze o asemenea investiție. Și uitați că a trecut timpul, au crezut mai mult sau mai puțin. Eu sunt un tip destul de organizat când este vorba de investiții. M-am ținut de obiectiv, s-a ajuns în situația în care este gata, trebuie să se dea hotărâre de Consiliul Local, să revine. Deci la a treia hotărâre acum pentru aprobarea acestor indicatori. De ce spun lucrul ăsta? Că a revenit Compania Națională de Investiții către Consiliul Local pentru majorarea coeficientului de execuție de la 5 la 8%, așa cum s-a modificat ordonanța de urgență cu privire la activitatea Companiei Naționale de Investiții. Și cineva, apropo de investiția care sunt sigură că o să se facă la Liceul Unirea. Hai mă, lasă-mă în pace cu investiția. Tu nu vezi ce porți are Liceul Unirea? Dar v-am spus eu și de porți. Sau dumneavoastră eu v-am spus. După atâția ani de administrație PSD în orașul Focșani, oare Liceul Unirea nu merita? Nu ar fi trebuit să aibă și el măcar porți, domnule? Da, s-au făcut niște investiții acolo, domnule. Doamnă, ministru, cum arată Liceul Unirea în untru? Doamnă, felicitări domnului director pentru implicare și a elevilor care sunt, foști elevi ai Liceului Unirea, care sunt conectați la ceea ce se întâmplă cu Liceul Unirea. Mulți dintre ei au fost sponsori, mulți dintre ei au realizat proiecte pentru Liceul Unirea. Deci, administrația locală să chinuie de mai mulți ani să realizeze un gard sau o poartă. Deci, au alocat niște bani în bugetele trecute, dar nu o sumă suficientă pentru a se realiza, doar să-i arate așa pisica, uite ce interesați că noi vrem să facem. N-au realizat. De 20 de ani, dumneavoastră, vedeți că e același gard. Și când am terminat eu liceul, tot acest gard. La Unire ați făcut. Cam așa stau lucrurile. Dar haideți să fim cinstiți, că s-au investit niște bani în Liceul Unirea și în perioada trecută. Cum putem să spunem că nu s-a făcut nimic? Ar fi păcat de Dumnezeu. Dar eu n-am spus că nu s-a făcut nimic. N-ați văzut cum arată, totul e schimbat, dar eu sunt sigură, doamne, că o să se facă ceea ce ați spus dumneavoastră și abia așteptăm. Doamne, pentru că Liceul sfințește... Unirea este o emblemă pentru județul Vrancea, să știți. Păi și dacă este o emblemă și trebuie arată ca un muzeu. Ați văzut sala aia de festivități care s-a făcut în ultimii ani. Liceul cum arată înăuntru. Plus că, mă rog, arhitectura liceului care este superbă, este o clădire splendidă care trebuie menținută la nivelul la care a fost construită, vă rog. Susțin ceea ce spuneți dumneavoastră, că Liceul Unirea este o emblemă pentru orașul Focșani. Sunt de acord cu ceea ce spuneți. Tocmai în acest sens, cred că trebuie să acordăm mai multă atenție, implicare, să nu mai risipim bani pe
tot felul de, iar ajungem la direcția de dezvoltare. Adică direcția de dezvoltare poate cheltui poate 30 ceva de milioane de lei anual pe tot felul de lucruri care dispar odată cu venirea iernii. Panseluțe, ghivece de flori și așa mai departe, gazon și multe, multe, mulți copăcei în stânga și în dreapta. Eu nu spun că nu sunt necesare, că nu trebuie să înfrumusețăm orașul. Sunt de acord pentru lucruri, dar trebuie discutate, prioritizate. Poate după 20 de ani de administrații PSD există și o altă idee mai bună. Deci chiar nu putem să acceptăm că trebuie să acceptăm că mai sunt și alți oameni care au idei. Nu înseamnă, sau poate au soluții. Sigur, deci nu e corect să ne așezăm la masă, da, să discutăm soluția dumneavoastră, soluția noastră și soluția colegului. Da, și să vedem dar la ce nu-mi place, domnule ministru, nu numai la liberali sau la pesediști, în general. Da. Și eu spun cu tot sufletul și eu cred că lumea știe că sunt un om cinstit, nu mă țin de cancanul și de prostii. Toate regimurile care au venit, chiar ăla imediat după comuniști, eu n-am fost comunistă, dar au făcut și lucruri bune. Hai să, de ce să nu recunoaștem? Au făcut și pesediștii lucruri bune, de ce să negăm totul? Fac și liberalii lucruri bune, dacă o să vină alții mai târziu să spună, da, domnule, asta le-au făcut-o liberalii. De ce să negăm niște lucruri bune? Numai în felul ăsta, domnule ministru, putem ca să rămânem în continuare români și prieteni, că altfel o să se păruiască lumea pe stradă. Eu sunt de acord cu ceea ce Eu sunt de acord cu ceea ce spuneți dumneavoastră. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți că acestor oameni care au contribuit la ceea ce se întâmplă în orașul Focșani, județul Vrancea, în ultimii 20 de ani, le este foarte greu să accepte că există și o altă mentalitate. Foarte rău. Ar trebui să accepte. Doamne, am discutat noi înainte de emisiune despre anumiți conducători de instituții care s-au îndepărtat în totalitate de această meteahnă a... N-aș vrea să dumneavoastră, dumneavoastră ați constatat că acolo unde noi am adus alți oameni, am susținut alți oameni în conducerea acestor, s-a mai modificat ceva, o altă atitudine față de cetățean. Eu cred că consilierii Partidului Național Liberal din Consiliul Local Focșani au capacitatea să genereze soluții, să așeze la masă cu primarul municipiului Focșani, așa să discute, trebuie, să vorbească. Trebuie, doamnă, eu cred că această discuție nu trebuie făcută cu mass media, nu trebuie făcută în public, nu trebuie să fie secretă. Să fie și secretă dacă e pentru a face ceva bun pentru oamenii, că asta e important. Sunt de acord, dar până ajungi la o concluzie finală, sunt dezbateri pro și contra și în final, când s-a hotărât, toată lumea merge mai departe, ne încolonăm și am hotărât că realizăm autostrada, am hotărât că facem spitalul județean, am hotărât că facem la liceu unire, am hotărât că în aprilie, mi-aduc aminte acum, la începutul mai, se va începe lucrarea la drumul Coașa. Că tot vorbiți despre Coașa. Să termină proiectul tehnic. Și, deci, licitația este proiect tehnic și execuție. Deci, cu alte cuvinte, la Soveja se va realiza acel drum ce leagă tunici. Dumnezeu, că aia este o doamnă, jale, știți, dacă acolo. Eu sunt de acord cu ceea ce spuneți dumneavoastră, că ne ajută, dar e nevoie și de implicarea noastră. E nevoie să ne așezăm ministru, la masă. Vreau să vă spun, sigur că da, categoric ați spus foarte bine, așezați-vă la masă cu toții, că totul este spre binele oamenilor, că asta așteaptă oamenii. Doamne, nu interesează pe tanti, nu știu care vin de Leuștean, că e liberal, că e pesedist. Așa e. Interesează, domnule, felicitări pentru ceea dumneavoastră, ce ai făcut. Dumneavoastră aveți în clasă și copii de nota 5, și copii din nota 8, sigur, și de 10, și de este, excelență, așa și așa mai departe. Domnule, și mergeți la oră și stați de vorbă cu toți, le predați la toți la fel. Nu la unul îi predai ceva și altul alt. Categoric, deci, așa este. Și cum puteți să faceți lucrul ăsta? Nu îi catalogați între nepricepuți și pricepuți? Doamnă, trebuie să înțelegeți. Dar la modul elegant. Doamnă, știți? Trebuie să-l ajutăm și pe cel mai puțin. Trebuie să avem tăria să ne atingem obiectivele, să avem obiective bine stabilite și prin negocieri, prin discuții cu consilierii locali, cu mediul antreprenorial, cu societatea civilă, cu cetățenii din orașul Focșani, cu toți, că noi toți suntem ai Focșanului, nu doar primarul al Focșanului sau doar consilierii sau deputații. Categoric. Eu cred că e nevoie de această dezbatere, cu cât dezbaterea este mai amplă.
mai repetată, mai transparentă, mai profundă, cu atât avem de câștigat. Da, domnule, eu, așa este. Doamnă, eu nu am nicio problemă cu Direcția de Dezvoltare a Orașului Focșandul, dar vrem să știm după 20 de ani ce se întâmplă acolo în Direcția de Dezvoltare. Nu putem să venim astăzi să-i mai dăm pentru următorii 10 ani și după care să ne mai întâlnim peste 10 ani să mai discutăm la dumneavoastră la o emisiune. Uite cât de rău și nu s-a făcut aia. Nu-i mai bine să discutăm astăzi. Nu-i mai bine să discutăm. Nu este mai bine să punem, poate cineva are o întrebare, poate un cetățean din orașul Focșani ne-a sugerat să-l întrebăm, domnule, dar de ce ați externalizat iluminatul public de la Direcția de Dezvoltare către o societate comercială și ați triplat costurile de 5-6 ori? Poate cetățenii din orașul Focșani ne-au întrebat, domnule, dar acum câțiva ani de zile înainte de realizarea CUP Salubritate, curățenia orașului Focșani era realizată prin această Direcție de Dezvoltare și costurile erau numai atât. Acum s-au multiplicat. De ce s-a întâmplat lucrul ăsta? Adică trebuie să avem, poate găsim soluții la problemele acestea. Nu trebuie să le luăm otova așa, a zis cu tare, a venit Valentin și a zis, de mâine facem așa. Nu se poate așa ceva. Păi, dar nu cred că se face așa. Eu cred că sunt discuții și, slavă Domnului, sunt, doamnă, discuții, le vedem doamnă, și noi și nu ne place. Doamnă, că aș vrea să înțelegeți că pentru acest proiect cu Direcția de Dezvoltare nu a fost nicio discuție. Deci, dacă inițiator ar fi fost consilierii locali, ei ar fi fost în situația de a da, merge să stea de vorbă cu Valentin, să-i spună, uite despre ce noi inițiem această hotărâre de consiliu local, tu ești cel care urmează să o pui în aplicare. Asta face primarul, pune în aplicare ceea ce hotărăște consiliul local, nu face altceva. Știți că se termină emisiunea și îmi pare rău, vreau să vă spun că eu sunt încă sunt bucuroasă că Vrancea este pe un loc în urmă în ceea ce privește COVID-ul. Și asta este o chestie, să știți, care pe mine mă încântă și văd că și la școli, și dați-mi voie să o felicit pe doamna Marchitan, care se ocupă, am găsit-o bolnavă acum două zile, să știți, poate nu trebuia să spun lucrul ăsta, e pentru că tot timpul stă acolo și tot timpul manageriază și o spun... Unii o să mă înjure că, uite, o felicită pe Marchitan. O felicit pentru că femeia chiar stă acolo și se ocupă de această situație. Ca dovadă, uite, Vrancea încă mai are porțile școlilor deschise în foarte multe localități. Vreau să spun că atât doamna Marchitan, doamna inspector general al Inspectoratului Școlar Vrancea, care se face cu prisosință datoria, este un manager foarte bun al Inspectoratului Școlar, este o bucurie că doamna Marchitan ne reprezintă în această poziție, este implicată. Și domnul adjunct, domnul Ghedasin și toată echipa de la inspectorat Inspectoratul de Școlar și Direcția de Sănătate Publică, împreună cu prefectura, chiar și-au făcut treaba cu prisosință în acest an. La adjunct, la spital, totul este perfect la spitalul din adjunct. Am fost la Suraia acum 2-3 zile. Domnule, am rămas foarte încântată de modul cum este organizat centrul ăla de vaccinare. Deci, oamenii se implică și în sud este deci, un centru oameni, de vaccinare. Oamenii, de care, da, mi-ați adus apă pe... Repede că se vine aș vrea încă o dată să-i felicit pe cei de la DSP, prefectura și toți oamenii care sunt implicați sunt în această bătălie pentru cei de la spital, de la ajut, de la Panciu, de la Focșani. Deci, aș vrea să înțelegeți în felul următor. În timp ce o parte însemnată din cetățenii județului Vrancea au înțeles această și au participat la această luptă cu virusul și au făcut tot ce li s-a cerut de guvern, de administrația locală, de alții, au înțeles să ne sfideze. Și acum vreo săptămână și ceva, într-o locație din orașul Focșani, s-a făcut o mare, mare petrecere. Ei cu toții neagă că ar fi petrecere, dar este o minciună sfruntată. Petrecerea a fost, și dacă spun eu, să știți că așa este, petrecerea a fost. Nu, și nu vreau să plec de la emisiune, până nu spun un lucru. Aștept de la conducătorii instituțiilor care au participat la acea petrecere să facă un pas înapoi. Nu este posibil ca noi vrâncenii
timp de un an și ceva, să luptăm cu pandemia, să reușim să avem un grad de infectare scăzut. Avem medici din spital care muncesc zi de zi la ATI și așa mai departe. Zi și noapte. Deci, și nu este posibil ca conducători din instituții din orașul Focșani, din regiunea noastră, să participe cu sfidare la un asemenea eveniment. Nu este de acceptat. Aștept din partea dânșilor un semn din partea fiecăruia dintre ei. Și să nu mai încerce să spună că au fost la o masă, că au fost la prânz, că au fost seara, că au fost dimineața. Nu! Au fost la o petrecere. Și să nu... Să le fie de bine dacă au fost petrecere. Deci să nu uite că există și un dosar penal deschis pentru acest subiect și îl urmărim cu mare atenție. Deci nu este de acceptat. Și rog pe fiecare dintre cei care astăzi au locații să nu mai accepte asemenea cârdășii. Este de neacceptat. Oare respectăm cu toții și ne e bine la toți, oare respectăm separați și le e bine doar la unii. E de neacceptat așa ceva și atât timp cât o să am o poziție publică în care pot să iau o poziție, o voi face. Nu voi accepta sub nicio formă. Sub nicio formă să fim cetățeni de două categorii. Unii la petreceri și alții cu masca pe figură. E de neacceptat. Oare respectăm cu toții, oare dacă nu, faceți un semn de bunăvoință și lăsați-ne în pace. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Vă mai aștept să terminăm emisiunea. Timpul trece prea repede, asta e viața. Eu o simt cel mai bine, chestia cu timpul. Vă mulțumesc foarte mult. Să rămână și să auzim de bine. Să auzim de bine. Să dea Dumnezeu bine tuturor. La revedere.